Bună seara, stimați telespectatori! Luna martie o dedic doamnelor, pentru că este luna cadourilor pentru doamne, adică doamnele trebuie să primească foarte multe cadouri de la domni, nu-i așa? Am plăcerea să o avem, sau avem plăcerea să o avem în studioul nostru, pe doamna Adelina Palade, ofițer SRI de la București. Doamna a venit pe o vreme ca asta la noi, la Focșani. Noi înregistrăm în ziua de 9 martie, deci a doua zi după 8 martie. Și pe vremea asta îngrozitoare, doamna și-a luat inima în dinți și a venit la Focșani pentru voi, stimatele mele prietene, ca să vă salute, să vă zică la mulți ani. La mulți ani, Adelina, bine ai venit! Bine te-am găsit, la mulți ani tuturor femeilor din Vrancea și nu numai celor din Vrancea, pentru că deja acest spirit a contaminat toată comunitatea doamnelor. Am văzut aseară câtă euforie și cât entuziasm era în tot felul de localuri, nu numai în București, ci în toată țara. Deci un motiv suplimentar să ne adresăm doamnelor, dar sunt convinsă că și domnii vor fi curioși, nu numai să numere cele 40 de pahare, ci să vadă și ce fac doamnele astăzi, a doua zi după 8 martie. Pe doamna Adelina Palade, stimați spectatori, ați mai văzut în emisiunile noastre, multe dintre domniile voastre mi-ați cerut să o mai invit, uite că am invitat-o, v-am făcut pe plac, pentru că bucuria vieții mele este să știu că pot să fac pe plac telespectatorilor, telespectatoarelor și oamenilor în general. Unul dintre motivele pentru care, dăm voie să spun, m-am împrietenit cu doamna Adelina Palade, pe care tot la Focșani am cunoscut-o, a fost pentru că am simțit că și domnia sa trăiește ca să facă bine celor din jurul domniei sale și asta m-a apropiat foarte mult, dar nu numai. Încă o dată bine ai venit la noi! Încă o dată bine v-am găsit și vreau să îți mulțumesc pentru bonusul pe care l-am primit astăzi. Am avut marea bucurie să-l cunosc pe cel care conduce acest post de televiziune. Un om absolut, Martiș. Da, un om absolut special, o încântare și un om bun ca pâinea caldă, i-am spus. Pe urmă am aflat că are și preocupări în zona asta. E posibil ca unii oameni să transmită ceea ce rostim și am sentimentul că domnia sa face parte din acele personalități care ți imprimă un anumit mesaj fără să îl rostească prin viu grai. Am făcut-o eu acum și sper că nu pot fi acuzată de preamărirea celor care au posibilitatea să conducă anumite comunități de oameni, ci o fac pur și simplu din rațiuni de prețuire și respect pentru cei care ne înconjoară. Pentru că a adus vorba de domnul Martiș, domnul Martiș totdeauna m-a încurajat în a căuta și a prezenta telespectatorilor oameni de calitate. Cu mâna pe inimă o spun, niciodată nu a fost de acord ca pe postul nostru de televiziune să aibă loc cancanuri și discuții și dispute care să afecteze imaginea celor din jurul nostru. Suntem o comunitate mică și idealul este ca să conviețuim cât mai frumos și mai bine unii cu alții. De altfel, pe tine te-am cunoscut în urmă cu vreo câțiva ani la Inspectoratul Școlar Adelina. Domnul Popoiu mi-a făcut cunoștință. Da, m-a atras imediat persoana ta, pentru că am văzut în tine un om de cultură, în primul rând, un om cu o pregătire foarte serioasă în ale școlii și am spus, gata, pe doamna asta trebuie să o cunosc foarte bine și să o prezint cât mai des telespectatorilor noștri. Hai să vorbim un pic despre școala pe care ai făcut-o tu, Adelina. Vrei să ne spui câteva lucruri? Da, mulțumesc. Ții la noțiunea de școală ca idee și ca element de bază în orice societate care se respectă, ca să zic așa. Nu am în răspunsul prin tusea care m-a pocnit, ci pur și simplu mă copleșesc emoțiile atunci când îmi aduc aminte de școală. De altfel, mama doamnei Adelina Palade, o doamnă pe care am cunoscut-o, profesoară de matematică, profesoară la un liceu la Onești, deci mama domniei sale, repet, a fost iarăși una din încântările vieții mele atunci când am cunoscut-o, o persoană absolut remarcabilă și cu o grijă deosebită pentru cei doi copii ai domniei sale. Da, mulțumesc tare mult și cu aceeași emoție îi sărut mâna mamei mele. Și eu. Și mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru noi. Cred că nimic
în lumea asta nu poate răsplăti efortul unei mame într-o familie. Nu ne dezvăluim viețile, dar e bine să mai împărtășim din experiența noastră și celor care ne privesc. Provin dintr-o familie monoparentală dintr-un anumit moment și mama mea, cu dibăcie și cu multă dragoste, a suplinit ceea ce doi părinți fac în mod normal într-o familie. S-a străduit și zicem noi, zic eu, că a reușit într-o mare măsură să ne insufle dragostea de adevăr, dragostea de cei care ne înconjoară, iubirea de frumos, de scriitură, de muzică, de cultură, de artă și, nu în ultimul rând, să ne oblige din când în când să ne amintim cu cât efort aceste mici ingrediente din viața de zi cu zi erau aduse în casa noastră. Și nu e niciun secret și nicio dovadă de rigoare în stabilirea unor priorități într-o casă. Mi-aduc aminte cum, dintr-un salariu de profesor, reușea să împartă bănuții astfel încât să-și achite abonamentul la cartea prin poștă, să reușească să strângă o bibliotecă pe care nu numai a găzduit-o sufrageria noastră, ci ne-a atras-o și citim, să o și parcurgem, să de multe ori să și conspectăm ce găsim în clasicii noștri în mod special și rotunjimea educației noastre să capete contur în fiecare zi. Am încercat să aduc în pictura la care m-ai provocat chipul mamei mele, tocmai pentru a centra acea perioadă de timp până în zona educației. Am provocat această discuție despre mama. Domnule, mama este simbolul femeii pe lumea asta, cred eu, nu? Poate fi tratată și așa. Ai răcit, văd. Îs răcită de vreo săptămână și chiar înainte de a intra în platou mă gândeam că am reușit să trec peste acest mic handicap și să nu tușesc. Îmi cer scuze încă o dată. Asta face parte din viața noastră de toate zilele până face la urmă. Nu dă savoare acestei discuții, dar arată că suntem oameni normali și că nu trucăm nimic. Și că nu trucăm nimic. Am adus în discuție relația cu mama și importanța pe care educația a avut-o în familia mea, în ideea în care, știu, la un moment dat poate părea desuiet să vorbești despre tine, m-ai provocat în acest sens și realizez că n-am extrem de multe lucruri de spus, dar am de împărtășit celor care privesc la postul de televiziune Atlas întâmplări din viața mea ca și adolescent, ca și adolescent extrem de apropiat de școală, extrem de serios și de conștient de faptul că acele realizări dobândite la vremea lor își vor scoate dividendele mai târziu. Și pentru că mama era matematician, sigur că orientarea ei era spre științele exact în raport cu cei doi copii. Poate a fost o șansă pentru mine, n-aș putea spune o neșansă pentru mama, însă în îngăduința ei a acceptat că nu numai matematica este cea care îți poate aduce rezultate de perspectivă, ci o combinație între științele umaniste, științele realiste, dragostea de frumos, de literatură, de încurajarea mersului la cenaclu, zburătorul. Te duceai? Mă duceam fără niciun fel de scuză și fără a face din asta un gest de corvoadă, ci pur și simplu așteptam zilele de marți și joi, mi-aduc aminte ca acum, joia după amiaza, când la cenaclu zburătorul aveam întâlniri cu poeți despre care la acel moment aveai senzația că nu auzise nimeni, pentru că nu aveau o operă reprezentativă,
Însă realitatea a arătat că s-au înscris pe firmamentul poeților români consacrați și întâlnirile cu domniile lor erau pentru noi provocări la dialog deschis, provocări la deschiderea de noi orizonturi și, în final, identificarea de talente, de copii care aveau predilecția scrisului, de tineri care, în sensibilitatea lor nativă, puteau să aștearnă pe hârtie atât proză cât și versuri. Îi regăsesc pe mulți dintre ei în continuare în revistele de specialitate și e o mare, un pasaj din viața mea care mi-a arătat odată în plus că o dimensiune culturală este cea care poate să consolideze fie și o viitoare formație de inginer. Tumultul vieții de zi cu zi ne-a demonstrat fiecăruia dintre noi, mai ales cei care am avut pasaje de existență și înainte de 89 și după 89, faptul că niciodată nu strică să-ți diversifici paleta de preocupări și mai ales să încerci să îți distribui interesul astfel încât de la științele exacte până la cele care țin de suflet, de artă, de culoare, de vibrațiile corzilor pianului, să te ajute și să-ți mângâie sufletul, să te așeze în comunitatea oamenilor cu care ai ce discuta, aș spune așa, generic, și care să te apropie de valori. Uitați-vă câtă strădanie din partea unor asociații, unor fundații, chiar și business-urile de mijloc, cu mare dificultate reușesc să supraviețuiască și să găsească un venit suplimentar pentru a susține activitățile de tip cultural. Cu câtă disponibilitate te primește un om de afaceri atunci când soliciți sprijin și pentru un act cultural și în final realizează că o cifră modestă de business nu-i permite să susțină atât cât ar dori actul cultural. O societate care are problemele specifice tranziției, în general consolidează parteneriatul public-privat atunci când e vorba de astfel de gesturi de cultură. Și am deschis acest pasaj tot încercând să întregesc desenul preocupărilor în sfera educației, propunându-mi în același timp să mă extrag din pictură, pentru că rămânând în acest peisaj îmi aduc aminte de o întâmplare foarte recentă la ziua academicianului Solomon Marcus, matematicianul, cu care noi am făcut emisiuni, căruia îi spunem cu multă deferență ani mulți și sănătoși, și domnia sa ne-a asigurat că are mult de lucru înainte, deci contabilitatea vârstei nu-i va influența randamentul științific. La acea superbă întâlnire, foarte mulți dintre participanții invitați să rostească câteva vorbe sărbătoritului au avut tentația și nu s-au putut stăpâni să-i pice pradă, să vorbească despre sine. Am sentimentul că uneori picăm în acest ridicol, n-aș risca să fac același lucru, mai am multă vreme până când voi împlini o vârstă matematică asemănătoare vârstei excelenței sale, domnului academician Solomon Marcus, dar dacă tot m-ai provocat, este clar că nu pot să ies din emisiune fără să transmit celor care privesc, deopotrivă părinților, femei, bărbați și școlarilor, tinerilor, adolescenților aflați în procesul de învățământ, că îi rog, dacă aș putea spune și folosesc o formulă care trimite către o politețe exagerată, vă rog în genunchi să învățați, pentru că este singura metodă prin care puteți demonstra și putem demonstra împreună lumii că avem un brand de țară asociat educației cu
culturii și că nu e întâmplător faptul că unul dintre românii premianți este o tânără de 26 de ani care e cercetător la un institut german, că nu este întâmplător faptul că unii dintre cei mai buni informaticieni sunt românii, consider cu toată emoția și ești martoră că pielea suferă această emoție, consider că acesta poate fi brandul românesc de țară. Preocuparea, pasiunea, dăruirea pentru educație. Secole de-a rândul, decenii fără întrerupere, România s-a aflat pe harta cunoașterii mondiale prin personalitățile culturale, prin setea de know, de cercetare, de interconectarea domeniilor și nu știu dacă întâmplări precum cele în mod jovial, dar cu tristețe în glas le-ai povestit, inspirate din concediul din Croația, s-ar mai fi petrecut astăzi. Păi să le spun și telespectatorilor, eu cred că le-am mai spus, dar poate să uită mai mult. Pe mine m-a impresionat și... Categoric că eram în Croația astăvară, vorbeam cu o doamnă care avea fotoliul, șezlongul lângă mine la piscină, foarte drăguță, foarte amabilă. În momentul în care soțul ei s-a întors în apă și a văzut că pe cartea mea pe care o întorsesem cât timp stăteam de vorbă cu doamna, scria românește, atât i-a spus rumena. Din momentul ăla, doamna respectivă și-a stupat bagajele, s-a întors cu spatele la mine și n-a mai vorbit și am plâns îngrozitor, bine, nu față de ea, m-am dus în cameră la hotel și am plâns că mi s-a părut ceva îngrozitor, consider că a fost cea mai umilitoare situație din viața mea, în condițiile în care și tu ai spus că avem matematicieni cunoscuți în lume, avem informaticieni cunoscuți în lume și uite, mă uit medici. În cartea asta Femei celebre din lume, în care deci Femei celebre din lume, în care atâtea românce sunt trecute încă de la 1800 și ceva, de aici puteți să aflați că, de exemplu, cei care nu știți că fica lui Gheorghe Asache a fost căsătorită cu Edgar Chine, despre care nu mai vorbește despre nimeni, care, nimic, dar nu mai vorbește păcate. Nimeni despre Gheorghe Asache. În manualele de școală nu se mai pomenește despre Cârlova, nu se mai pomenește despre Bolintineanu, aproape nu se mai pomenește despre Macedonski. Dacă n-ar fi o tragedie, ar fi o mare jale. Și o să ne dăm seama, mai devreme sau mai târziu, că am decupat din istoria României pasaje care ar fi putut influența în mod pozitiv gândirea, formarea unor repere sănătoase pentru generațiile tinere. Eu nu știu ce se întâmplă totuși, eu sunt foarte indignată când văd că tu ai vorbit foarte frumos și ai făcut un îndemn pe care îl fac zilnic la mine, la școală, la elevii mei, elevilor mei, să învețe, să învețe, să învețe cât mai mult, pentru că numai prin oamenii de calitate putem să ne menținem tradiția de țară adevărată și de țară de calitate, cum suntem de altfel, dar e păcat să ne pierdem această tradiție, nu? Aș spune că e o crimă. Sună clișeu. Nu este clișeu, așa este, este o crimă. Și cei care pun umărul ca să distrugă și să ne facă să uităm de valorile noastre naționale, eu cred că fac și mai mare crima. Sau aia sunt adevărații criminali, poate o fac inconștient unii. Nu știu. Sunt fenomene cărora le facem față din interiorul lor. Și sunt transformări sociale, economice, culturale, cărora suntem supuși, dar față de care putem avea reacții. Uite, Adelina, dacă îmi permiți, asta n-am povestit-o niciodată. În 90, deci imediat după Revoluție, eram în vizită la o doamnă, locuia lângă Ateneu, la București. Și acolo a venit la ea o doamnă, o grecoaică, plină de bagaje și a început să scoată vase Rosenthal originale, sfeșnice de argint, nu știu, dar de unde le-ați cumpărat? De la consignație. Bine, domnule, dar cum le treceți? Dacă ai observat, nu știu dacă ai fost prin consignație, atunci erau goale. Cum le treceți? Cu un cartuș de Kent nu e nicio problemă. Deci au venit și ne-au devastat țara, efectiv. Eu atunci, dacă cunoșteam pe cineva undeva, unde să mă duc să spun, mă duceam și spuneam, fraților, fiți atenți la vamă, că ăștia vor să ne fure țara, pentru că erau valorile noastre. Tablouri s-au furat, icoane vechi au fost trecute, cu un cartuș de Kent. N-am voie să spun cuvântul ăsta Kent, dar sper că cineva înțelege ce vreau să spun.
E un apropo simbol. E un simbol, nu e o firmă. E un simbol, nu e o firmă. N-aș spune că m-a pus pe gânduri ceea ce mi-ai spus, pentru că am fost contemporană cu astfel de situații. Și lucrai în SRI atunci? Nu lucram. Dacă te cunoșteam, veneam la tine și spuneam. Lucram într-un combinat da. Al industriei petrochimice, care ulterior a fost transformat în parțial în fier vechi. E o altă tristețe și o altă mare durere a mea, nu în calitate de inginer chimist, ci în calitate de român, cetățean al acestei țări. Revenim la cultură și aș încerca să introduc în discuție tema căreia aparțin ca și ofițer de informații în cadrul Serviciului Român de Informații, și anume promovarea culturii de securitate. Cred eu că toate aceste gesturi au fost posibile din cauza faptului că în România nu exista cultura patrimoniului național. Aveam sentimentul ad hoc, rapid, al nevoii de bani, de cash, și nu gândeam că în tolba acelui cetățean sunt bunuri pe care nicio valoare din această lume nu le poate compensa. Am avut șansa să merg în Statele Unite și să studiez la una dintre cele mai prestigioase universități, Georgetown University, o școală care pe băncile cărei au trecut diplomați de marcă ai lumii politice americane, o școală unde au conferențiat și conferențiază în continuare profesorul Fukuyama, doamna Madeleine Albright este de asemenea invitată să prezinte teme de mare actualitate din politica internă și internațională. Și în timpul liber am încercat să vizitez ce se putea vizita atât în Washingtonul administrativ, cât și în America tuturor posibilităților. Și vă mărturisesc că de foarte multe ori am încercat să dau o explicație maternității și paternității simultane pe care americanul o manifesta față de un obiect aparent lipsit de semnificație, înconjurat cu fireturi și cu tot felul de indicatoare suplimentare care povesteau despre originea acelui obiect, despre traseul istoric al epocilor parcurse de obiectul respectiv. Câtă educație și cât atașament național îți trebuie să tratezi în acest mod în curtea unui popor de câteva sute de ani versus existența noastră milenară, într-o disproporție flagrantă care devoalează, fără efort, așa este, discrepanța de respect, de educație, de cultură, de încurajare a atașamentului față de simboluri, față de ceea ce așează pe hartă o națiune. Eu am acasă o icoană veche de la bunicul tatălui meu, care era directorul școlii de la Mântuleasa, o icoană cu Iisus Hristos, pe care cineva a vrut să mi-o cumpere atunci. Sigur că și eu, nu, tentată n-am fost niciodată să o vând, ferească Dumnezeu, mi s-a oferit o sumă de bani. Cineva mi-a spus, dă-o, dragă, și mi s-a părut ceva îngrozitor, această superficialitate cu care oamenii privesc aceste obiecte care sunt, fac parte din patrimoniul poporului nostru. Și cum să vinzi o icoană? Cum să dai cuiva pentru niște bani, niște obiecte de o asemenea valoare ca să fie trecute în altă țară? Și nu știu, eu nu pot. Vorbeai despre cultura de securitate. Am citit-o și în revista pe care au scos-o cei de la... Am citit despre ea în revista Vitralii, pe care au scos-o pensionarii sau rezerviștii din securitate, din fosta Asociația cadrelor militare în rezervă și retragere din Serviciul Român de Informații, a cărui președinte este domnul colonel Filip Teodorescu, pe care l-am prezentat telespectatorilor și am fost foarte bucuroasă că am putut să-l prezint. Ce este cu această cultură de securitate despre care lumea nu știe? Ce e cu această cultură de securitate? Aparent o sintagmă
în realitate o preocupare față de care instituția din care CONU are fac parte, Serviciul Român de Informații, și-a demonstrat nu numai interesul, ci și implementarea unor proiecte concrete care se adresează în primul rând tinerilor din licee, și aici Vrancea, deși alfabetic vorbind, este plasată la capătul listei județelor din România, a fost prima oprire a proiectului nostru. Practic, dacă vreți, a fost testul nostru de viabilitate și credibilitate a unei inițiative derulată în premieră de un serviciu de informații, din câte știm noi, oportunitate care, dacă vreți, a apărut sub presiunea publică, deci cetățenii erau curioși. Și acum și sunt. Și acum sunt. Temele legate de securitate s-au dovedit a fi extrem de apetisante și vandabile, cu scuzele de rigoare că asociez astfel de adjective preocupărilor instituției noastre, însă este foarte clar că unui public neavizat îi vorbește extrem de greu despre teme care nu sunt cunoscute, nu sunt aprofundate nici în școală. Uitați-vă în manualele de cultură civică, în orice tip de manual care se circumscrie pregătirii unui tânăr, se circumscriu pregătirii unui tânăr, nu apar niciun fel de date, de clarificări, de definiții sumare ale securității naționale, ale instituțiilor care au în responsabilitate securitatea națională. Sunt chestiuni care, sigur, nu pun în umbră, știu eu, iertați-mă, Crainici TV sau alte personalități ale lumii mondene, dacă le putem numi personalități, dar este datoria culturală a unui popor să promoveze în rândul tinerilor valorile naționale aflate în responsabilitatea unor instituții plătite din banul public, care au menirea de a, pe lângă această protecție care trebuie să o asigure stării de siguranță națională, să distribuie o anumită cantitate de efort și spre zona interacțiunii cu mediul public, atât cât este posibil. Și atunci pe această nișă se orientează și proiectele noastre de consolidare a unei educații de securitate, care în timp, atât în zona decidentului politic, dar și în zona segmentelor tinere și a diferitelor categorii sociale, să determine un nivel suficient de cunoaștere, nivel care să compenseze orientarea și dispoziția de a trata în mod superficial tematici atât de sensibile cum sunt cele care concură la realizarea stării de securitate națională. Este arid acest teren, este terminologie grea, dar nu putem în continuare să încurajăm ignoranța necunoașterii. Ai spus bine, în continuare, pentru că asta vroiam să spun. A fost o perioadă când lumea se ferea foarte tare, deși, uite, l-ați cunoscut pe domnul Troncotă, stimațiile spectator, pe domnul Teodorescu, pe domnul, Filip Teodorescu. Oameni remarcabili, oameni de cultură, oameni care chiar au folosit și folosesc acestei țări, dar au stat foarte mult înainte și foarte mulți securiști de pe vremuri, de exemplu, oameni de foarte bună calitate, nu aveau voie, aproape că noi nu aveam voie să spunem, să folosim cuvântul securitate. Știi foarte bine treaba asta. Lumea se ferea, am fost foarte încântată, o spun a treia oară, a treia emisiune, când am venit la Târgul de Carte, unde m-am întâlnit și cu domnul Solomon Marcus în ziua aia, că ai pomenit despre el, și am filmat fără niciun fel de problemă și lansa domnul director Maior, domnul ambasador Cristian Maior, a lansat o carte, am întrebat dacă am voie să filmez, mi-a spus sigur că da, am filmat, lume multă, lume bună, cum să spune. Lume educată. Lume educată, prezentarea cărții a fost făcută excepțional de către domnul profesor Dâncu. Dâncu și de către Cristian Tabără. Și o atmosferă foarte relaxată, am așteptat să vin acasă să le prezint tot ce s-a întâmplat acolo telespectatorilor. Practic, cred că ăsta ar trebui și este
rolul acestor instituții ca să-i unească pe oameni, nu să-i îndepărteze pe oameni, nu? A fost o perioadă când oamenii erau foarte timorați. Știi foarte bine, nu? Cu o dibăcie a dascălului, intuiesc, dar și cu o nativitate sănătoasă, ai parcurs atât de delicat, practic două epoci istorice. Eu am avut sentimentul unei ușoare tresăriri atunci când ai pronunțat termenul de securitate, asociindu-mi trăirea la ceea ce se întâmplă în spațiu public. Lucrurile încep să se dilueze. Această diluție sau gradul de diluție este influențat și de atitudinea noastră a instituțiilor. Nu putem cere unei societăți civile, în ansamblu ei, unui public, să fie într-o relație constructivă, să accepte acest credit în alb dat unor instituții cu responsabilități de genul ăsta, dacă instituția sau instituțiile nu au o cantitate suficientă de mesaj public care să demonstreze o transparență posibilă. Nimeni, nici legea nu permite să fie o instituție cu un grad de transparență de 100%, dar cât îți îngăduie legiuitorul, trebuie să transmiți cetățeanului. Și este foarte bine că sunt oameni de foarte mare calitate, n-am spus bună calitate, de foarte mare calitate. Oameni care sunt foarte școliți, oameni care vorbesc multe limbi străine, oameni care știu să se poarte, oameni care apar între oameni. Păi, eu am fost foarte mirată că tu, dragă, ești colonel de SRI, pardon. Cam acela... Nu mă deranjează termenul. Sigur că ar fi imposibil să participi la o reuniune internațională și să traduci securitatea altfel decât sigur că da. Deci, termenul britanic. Ești pe o funcție foarte mare în acest serviciu. Lucrez într-un departament de programe de comunicare, nu știu cât e de mare funcția. Ești șefa acestui departament, nu? Știți cum e... Aveam voie să spun lucrul ăsta? Absolut. Glumesc absolut. E și pe site-ul Serviciului Român de Informații, prezent departamentul nostru, pe www.sri.ro, sunt date cu privire la proiectele pe care le gestionăm la nivel altceva de instituție. Altceva am vrut să spun, că deci cu probleme multe, ai multe probleme la serviciu, mă rog, bun, ești pe o funcție mare, stai în București și ți-am spus vreau să facem emisiune, hai că vină până la Focșani. Da, mă urc în mașină și vin la Focșani. Pe vremea asta, pe viscol, ai venit frumos la Focșani, ai intrat, ai zis bună ziua la toată lumea pe jos, la secretariat, am stat și am băut o cafea cu toată lumea, adică sunt niște lucruri firești, adică mie mi se par firești și poate altora nu, încă. E surprinzător, dar e real faptul că rămânem stupefiați de normalitate. Da. Sunt gesturi absolut normale. Eu sunt la dispoziția cetățeanului ca și toți colegii mei și asta e menirea noastră. Clientul nostru, dacă vreți să judecăm în termen de business, clientul nostru este cetățeanul acestei țări. Noi suntem la ordinul cetățeanului român. E adevărat, Adelina, mi-aduc aminte la Revoluție, eu aveam o elevă, fetița unui securist de atunci, o fetiță excepțional de talentată la vioară, foarte talentată. Și mai făceam ore de vioară cu ea și în particular. Adică mă duceam acasă. Bun. Într-o seară, țin minte și acum, mama nu era la Revoluție, câteva luni înainte de Revoluție. Fetița cânta la vioară și la care maică sa stinge lumina. Dar de ce să stingă? Trece prin secretara. Și ce dacă? Vede că consumăm lumină. Adică se trăia într-o teroare, indiferent că erai securist, că erai civil, toată lumea trăia în teroare, dragă. Eu atunci mi-am dat seama, ce se întâmplă? Închide stinge lumina, că trece prin secretara, că vede lumină și zice că consumăm prea mult. Parte din aceste exemple sunt... Asta e absolut real, Dumnezeu mi-e martor, nu. Suntem în postul Paștelui. Nu contest, da. Dar cei care au făcut propaganda acestor momente au avut grijă să pună suficiente ingrediente astfel încât aceste episoade de notorietate reale, fundamentate pe întâmplări petrecute în casele oamenilor, să aibă o încărcătură emoțională
dincolo de suportabil câteodată. Și mi-aduc aici aminte de un pasaj din cartea domnului profesor Vasile Pușcaș, România și iar România, când domnia sa descria într-un pasaj o conversație pe care a avut-o cu baroana Emma Nicholson, care îl întreba: domnule profesor, domnule ministru, am sentimentul că cel mai mare dușman al integrării României în Uniunea Europeană sunteți dumneavoastră, românii. Atâta comentariu răutăcios, atâta abordare subiectivă, noi am spune, între noi femeile, atâta bârfă ca în această țară, rare ori am întâlnit. De ce nu demonstrați solidaritate națională când e vorba de o cauză națională? Și aici eu aș îndrăzni, fără să pic în capcana poveștilor despre sine, să-mi aduc aminte de bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească, care a făcut pușcărie comunistă și care... Era preot, stimați spectatori? Care a avut dosar de urmărit la securitate. Eu cred că simplu fapt, banalul fapt, că eu printr-un concurs și prin testări serioase am reușit să ajung ofițer de informații într-o instituție despre care bunicul meu nu avea puterea să vorbească și am descoperit ulterior, din cel puțin două rațiuni. De teamă îngrozitoare și de faptul că la finalul detenției a promis în mod unilateral că nu va dezvălui nimic din atrocitățile petrecute în acea perioadă de viață. Vreau să vă mărturisesc și avem câteva pasaje înregistrate cu poveștile bunicului meu. Profesorul Nechita, în cartea Biserica Mărturisitoare în Zeghe, descrie suferința preoților în penitenciare. Avem dovada îngăduinței și înțelepciunii acelor generații care au închis într-o casetă a demnității acele întâmplări și au privit înainte și cred că nicio peliculă de Oscar nu poate echivala bucuria, emoția trăită de acele generații în momentele decembrie 1989, când au trecut în colțul istoriei perioadele tragice și au privit cu optimismul bătrânilor de 80 de ani către un viitor extrem de scurt, dar încercând să transmită generațiilor mai tinere bucuria unei vieți libere. Câtă tărie de caracter îți trebuie să accepți cu demnitate că fiecare perioadă istorică are bunele și relele ei. Categoric. Și e cel mai... E o dovadă sigur, pe care o am în familie și de multe ori, dar de puține ori sub raportul dorințelor noastre, bunicul meu cu lacrimi în ochi povestea din acele momente, nu cu răutate, ci cu îngăduința unui preot care își iubește aproapele și care înțelegea că oamenii care l-au supus la tortură nu o făceau din dorință personală, ci era un sistem asta care... Asta este. Știi, mi-aduce aminte de tata, Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-i odihnească pe toți cei... La Revoluție m-am întâlnit cu un securist de aici, din Focșani. Nu știa dacă să intre o cunoștință de o viață, dacă să intre să-și cumpere cafea sau să nu-și cumpere cafea dintr-un marci, că nu știu cum reacționează ăștia. Eu am fost colegă și prietenă cu soția lui de când eram de 8 ani. Și spun, ce faceți? Păi nu știu, vreau cafea și nu știu dacă să intru. De ce? Păi nu știu cum ce o să zică ăștia, că toată lumea era cu banderola aia, toată lumea era speriată, toți făceau pe frondării, pe nebunii, pe... toți ne înjuram unii din cu ea. Din nou, emulație, emoție cu... nestăpânită. La care îi spun, dați-mi mie bani că mă duc eu, vă duceți, da, bun. Îi dau omului cafea, o zice acasă, mulțumește, îi spun, taică-miu săracu, iar spun Dumnezeu. Tata, știi că la televizor se striga moarte securiștilor, jos, fac tata, eu acum am fost și am cumpărat locutare unui securist
un kilogram de cafea, am făcut rău? Cum să faci rău? Parcă îl văd, săracul, era în pat cu cartea în mână, așa. Cum să faci rău? Ai făcut foarte bine, dacă erați prieten, dacă vă cunoșteați, cu atâta dezinvoltură, cu atâta omenie, cu atâta bună cuvință. Și am văzut oameni, și vorba aia, cu rude închise câte 15 ani, savanți, nu oricare. Nu mai dau nume, că n-are rost că o să spună că a venit astea să se dea mare. Nu, asta e important. Și văd, și am văzut oameni care sunt sigură că au făcut o mulțime și o mulțime de mârșăvii. La Revoluție scuipau oamenii pe stradă, oamenii cum să cade pe stradă și se dădeau persoane importante. Oameni care și acum mi-au pus foarte multe semne de întrebare. A fost ceva cumplit și este încă ceva cumplit, nu crezi? Tot din același deficit de cultură, tot din același dezechilibru cultural, sub toate aspectele lui. Câtă demnitate și câtă iubire de țară era în privirea bunicului meu și a co-generaționalilor lui, atunci când aveau puterea să îndemne tinerii de după 89 la echilibru, la respect, la iubirea față de aproape, la dăruirea față de țară care trebuia așezată pe un făgaș firesc și să nu scormonească, așa cum spune românul, trecutul și să găsească numai patima și suferința. E, dacă vreți, o rămânere în urmă, o filă de istorie față de care noi, generațiile prezentului, avem o datorie de onoare. Instituțiile statului au funcționat în baza legilor din acea perioadă. În instituțiile statului se preluau, aș putea spune aproape matricial, formulele de dezvoltare ale statului ca întreg. Nu poate fi o instituție mai bună sau mai rea decât statul în ansamblul său. Și apropo de ce se întâmplă acum, ce părere ai? N-aș renunța să-mi duc ideea până te la rog, capăt. Scuză-mă. Iar faptul că despre istoria unor instituții de aplicare a legii n-au îndrăznit mulți să scrie, poate de teamă, poate din decență exagerată, poate pentru că nu au avut suficientă dovadă istorică, acum există. Și este o etapă demnă de laudă și un demers apreciabil. Faptul că specialiști în domeniu, care au lucrat efectiv în această instituție, povestesc despre ce li s-a întâmplat ca funcționari ai statului într-o anumită perioadă istorică. Este păcat să fim frustrați de cunoașterea integrală a adevărului, este păcat să cunoaștem frânturi de adevăr și asta nu pentru cei care neapărat au funcționat pe statele de plată ale unei instituții, ci pentru popor în ansamblul său. Sunt popoare care nu țin la coșul de gunoi al istoriei etapele pe care le-au petrecut cu bunele și cu relele lor. De ce am face noi acest lucru? Iar gestul tău de a remarca normalitatea, deschiderea, statura intelectuală a celor pe care i-ai invitat, nu sunt cazuri periferice. Sunt atâția oameni. Am avut marele dar, marea șansă să cunosc oameni de un calibru intelectual deosebit. Oameni care au fost funcționari de securitate cu preocupări în domeniul analitic, cu preocupări în domeniul studiilor de securitate. Oameni care deschideau ușa biroului și închideau ușa biroului afundați în lectură internațională. Aveau obligația să știe în permanență ce se întâmplă în lume pentru a pune la dispoziția beneficiarilor legali acele analize sintetice sprijinite pe resursă de informație, inclusiv informație publică. Spune-mi, te rog, dar informația ca idee,
ce înseamnă la voi în sistemul de SRI, în securitate? Informația este un produs de intelligence. Deci un produs de intelligence. Ca să știe lumea ce-i cu informațiile astea, dragă. S-au făcut, s-au făcut speculații, inclusiv inspirate din literatură, și s-a asociat informația puterii. E corect până la un punct, dar nu orice informație dă putere de decizie unui responsabil al statului de drept. Produsele noastre informaționale, produsele noastre analitice ale Serviciului Român de Informații ajung în posesia beneficiarului legal, care se sprijină în decizia politică pe acest suport, care în final reflectă capacitatea de a lua decizii în baza unor cantități de cunoaștere suplimentare. Ai avantajul, și dacă știi să-l speculezi în sensul interesului național, să iei o decizie corectă, pentru că ea are valoare suplimentară de adevăr, inspirată, sprijinită de produsul pus la dispoziție de Serviciul Român de Informații. Deci, dacă ar fi să lucrăm în termen de echivalență, un politician, un decident este cu atât mai inspirat, mai eficient, mai productiv, cu cât decizia lui este sprijinită și are în vedere produsul informațional pus la dispoziție de Serviciul Român de Informații. Se tot aude pe la televizoarele, pe la televizoarele centrale că președintele Cutare are la dispoziție sau serviciul, de exemplu, în cazul nostru, Serviciul Român de Informații, serviciul respectiv este direct în slujba președintelui țării, indiferent care ar fi acest președinte? Comportându-mă în mod elegant, serios, pentru că eleganța cere un plus de rafinament și de, mă rog, de gingășie. Aș vrea să rămân doar la un comportament corect. Aș spune că peste tot în lume se practică astfel de trimiteri. Nu e specific numai societății românești o astfel de asociere. Legea nu-ți dă voie să te joci în niciun fel cu subordonarea sau coordonarea instituțiilor de aplicare a legii și instituțiilor active în domeniul securității naționale. Acolo lucrurile sunt atât de ferme, dar pentru că e mult mai savuros să faci o discuție mai puțin serioasă despre acest tip de relație, poți să o trimiți și în această zonă. Ceea ce nu se poate întâmpla nicăieri în lume, este ca o instituție întreagă să fie la dispoziția unui singur om. Fie și din diversitatea de opțiuni, fie și din... Deci, să presupunem că trecem în paranteze drepte. Legea mă sprijin numai pe suportul caracterial al persoanelor care compun o comunitate profesională. Ar fi imposibil să contaminezi un sistem întreg și să-l pui la dispoziția unui singur om. Și asta în condițiile unui stat cu o tranziție lentă. Eu cred că România a făcut pași suficienți în afirmarea ca stat democratic, astfel încât acest lucru să fie de-a dreptul imposibil. Ceea ce trebuie însă avut în vedere este faptul că prioritățile de culegere de informații ale unui serviciu de informații sunt stabilite de un Consiliu de Apărare Națională, un Consiliu Suprem, cum se numește la noi, din care fac parte politicieni și care Consiliul este coordonat, comandat de Comandantul Suprem, care este șeful statului. Dacă această traducere operațională, faptică, poate să îngăduie fie și unui glumeț
o asociere de tip politic între o instituție de culegere de informații și un decident politic unic, eu cred că lucrurile ar risca să pice în derizoriu. Noi trebuie să ne obișnuim și folosesc acest trebuie, deși face parte extrem de rar din limbajul meu curent. Apelez mai curând la vreau și pot. Trebuie, mi se pare atât de imperativ încât ar putea naște o serie de frământări interlocutorului și atunci revin la limbajul cotidian. Noi putem să avem suficientă informație care să ne dea dreptul și puterea, pentru că asociam cele două categorii, informația și puterea, să ne dea puterea să discernem între ceea ce înseamnă, teoretic spus, manipularea unei idei și realitatea ei gnoseologică și praxeologică. Nu cred că am avea timp suficient să detaliem acest lucru. Nu cred că există în momentul ăsta resurse suficiente de combatere publică a acestui subiect și de nenumărate ori, și aș putea spune că de fiecare dată, domnul ambasador Maior, în ieșirile domniei sale publice, a tranșat această temă. Privind din canapeaua sufrageriei mele, am spus câtă dreptate, de ce mai insist atât de mult, dar îmi dau seama că 22 de milioane de români au nevoie de 22 de milioane de mesaje care să fie picurate în sensul bun al lucrurilor pentru consolidarea unei reale culturi de securitate. Și vorbeam de decizia politică. Eu cred că un decident politic, că nu-mi iese din reflexul expunerii mele această temă, pentru că e într-adevăr o chestiune în construcție, atât la nivel atitudinal, cât și la nivelul aplicației practice. O atitudine corectă față de un produs informațional reflectă sau măsoară nivelul de cultură de securitate al decidentului. Deci cu cât vom avea un decident politic mai educat, mai instruit, mai apropiat de interesul național sub aspectul cunoașterii, cu atât decizia lui practică va fi una corectă, eficientă și în favoarea cetățeanului și a interesului național. Eu vreau să spun așa, să le spună cum vor, securiști, SRI-iști, oricum, dar în emisiunea cu domnul Teodorescu, emisiunea am început-o prin a povesti la Revoluție, domnul Hănțoiu, spun și aici același lucru, un legionar, avocat, un om de o cultură deosebită, focșenenii știu, când toată lumea striga moarte securiștilor, el a spus, sunteți niște tâmpiți, chiar domnul Teodorescu era la pușcărie atunci, sunteți niște tâmpiți, ar trebui să faceți greva foamei să le dea drumul, pentru că avem nevoie de ei ca de pâine caldă, cu o țară fără, și asta a spus-o probabil la mai mulți fără oameni, intelectual de valoare. Și o țară fără securitate și poliție pusă la punct. Absolut. Este o țară, să nu-i mai spună pierdută. Miliție, să-i spună poliție, să nu-i mai spună securitate, să-i spună SRI, poate și securiștii au cam sărit calul la un moment dat, dar tu ai explicat foarte bine, alea erau cerințele regimului respectiv. Cel mai important lucru este să avem o țară păzită, o țară păzită la modul, așa cum ai spus, intelectual păzită, o țară cu oameni demni, o țară cu oameni care să se iubească unii pe alții, nu? Și să lăsăm bârfele alea și ce spuneai tu la o parte. Am fost foarte încântată de lansarea aia de carte, să-i transmit salutări, domnul, îmi pare rău că nu-l cunosc mai bine pe domnul ambasador Liviu Maior, să-i transmit salutările noastre. George Cristian Maior, eu am spus tatăl domniei sale. Domnul ministru Liviu Maior, da. Deci într-o familie de intelectuali adevărat și se vede, uite, și faptul că tu lucrezi într-un asemenea sistem, o persoană ca tine arată că acest sistem este foarte bine pus la punct și își caută oameni de foarte bună calitate. Felicitări! Și dacă tot felicitați sistemul, îndemnați telespectatorii dumneavoastră, cei care au calculatoare acasă, să aloce câteva minute unei lecturi, fie și pe diagonală a site-ului instituției noastre www.sri.ro, pentru că nu au ce regreta.
n-aș vrea să parafrazez un... ar pleca din fața monitoarelor, calculatoarelor, cu un plus de cunoaștere. Și dacă ai un plus de cunoaștere, evident ai și un plus de putere. Să ne dea Dumnezeu numai bine, s-a terminat îngrozitor de repede această emisiune. Cred că s-a înțeles exact ce am vrut să spun. Dacă nu s-a înțeles, mai facem și altă dată emisiuni. Eu îți mulțumesc foarte mult că te-ai deranjat pe vremea asta să vii la noi. Eu mulțumesc cu toată prețuirea pentru postul dumneavoastră de televiziune, pentru profesorul Lenormanda Florențiu, pentru domnul director Matiș, pentru toți colaboratorii domniei sale și pentru mirosul de pâine caldă care răzbate până aici și savoarea mucenicului servit înainte de a intra în emisiune. Îți mulțumesc foarte mult. Te așteptăm de cât mai multe ori pe aici, pe la noi, pe la Focșani. Cât mai des. Cu drag și Doamne ajută! Doamne ajută, stimați telespectatori, la revedere!